întrebare. Deci, haideți să vorbim. Deci, lecția de astăzi, în lecția de astăzi învățăm despre... Cristi, te rog frumos, Cristi. Deci, în lecția de astăzi învățăm despre un caz puțin mai special și mai deosebit în șah, care se cheamă Zugzwang. Zugzwang este un cuvânt german care, ca să spun așa, definește următoarea situație. Ești la mutare și nu n-ai vrea să muți. Pentru că orice muți, pierzi partida. De obicei, ați învățat că pentru a progresa într-o partidă de șah, trebuie să faci mutări, să scoți piesele afară, să te duci cu ele la luptă. Asta înseamnă multă, multă viteză. Da? Dar cu cât ne apropiem mai mult de ultima parte a partidei, care se cheamă final, există poziții în care ți-ar place să stai pe loc, să nu mai faci nicio mutare. Și atunci ai menține echilibru. Dar, pentru că regulamentul șahului spune o mutare face alb, o mutare face negru, nu poți să încalci regulamentul și trebuie să faci o mutare. Și în momentul când faci o mutare, ai pierdut partida, pentru că totul decurge în favoarea inamicului. Cum este aici? Albul este la mutare și normal, am făcut lecția asta cu voi mai avansați, nu știu dacă chiar cu voi, cu voi. De fapt, dacă stau să mă uit aici, eventual doar Luca și Andreea au prins-o, că voi doi m-ați... Nu, a fost vorba de astă vară, când am făcut PNR. Luca, și eu? Da. El. Tu ești Lucas. El e Luca, simplu. Nu e războinic. Deci, uitați-vă aici, poziția asta, la prima vedere, este foarte greu de câștigat de către alb, la prima vedere. Deși are un turn contra nebun și așa cum am învățat, nu liniște, așa cum am învățat, un turn este mai puternic decât un nebun. Și, într-adevăr, dacă regele s-ar fi dus în partea asta la altă, sau nebunul ar fi fost de, mai pe românește spus, nebunul ar fi fost de culoare opusă câmpului de margine, ar fi fost remiză. Dar aici regele negru s-a dus în câmp, în colțul care nu trebuiește. El trebuia să se ducă eventual aici. Da? Și atunci albul, deși este la mutare, pur și simplu face o mutare de așteptare pe coloana, pe linia 8-a. Oriunde, la A8, la B8, la D8 sau la 8. Oriunde face, deci așteaptă și zice mută tu. Și în acest moment negru își dă seama că nu poate să mute nebunul pentru că este legat și nu are decât o mutare, rege H8. Dar acum urmează mare. Mate. Da, zi, ce putea să mai fac? Să mute negru pe arbul din diagonala dreaptă. Nu merge. Au, Lucas. Lucas, doi regi nu se pot apropia unul de altul. Între doi regi trebuie să existe cel puțin un pătrat. Și ca să înțelegeți, ce înseamnă să-ți alegi corect colțul în care să fugi. Ia, uitați-vă, vă rog, haide să bag o mică chestie aici. Ia, stați așa, acum am venit prin minte. Deci, în acest, haide să punem poziția aproape identică, doar că, asta e remis. Pentru că dacă tot așa faci mutare de așteptare, ăsta nu are ce muta. Și apare poziția de pat. Este mare diferență între pat și Zugzwang. Deci la pat nu ai nicio mutare legală de făcut și partida se termină remiză. La Zugzwang ai mutare legală de făcut, dar nu-ți convine. Că dacă faci vreo mutare, pierzi imediat partida. Asta este marea... Și de asta v-am spus eu când am făcut lecția aia pe net, așa, Luca și Andreea, dar nu știu dacă ați participat, dar mă rog. Când în astfel de finaluri, deci încă o dată, turn și rege contra turn și nebun este remiză. Dacă cel care este în dezavantaj știe în ce colț să se ducă. Deci trebuie să se ducă neapărat în colțul de culoare opusă nebunului său, ca să ajungă în astfel de poziții de pat. De asemenea, să știți că și rege și turn contra rege și cal tot remiză. Bun, dar asta e o altă lecție. Deci, am înțeles acum.
Ce observăm noi din aceste poziții? Că de obicei, și să țineți minte, pozițiile de Chuzvang apar foarte des în final. Dar câteodată mai apar și în jocul de mijloc. În primul rând, să știți că în deschidere n-apar niciodată. Eu n-am văzut o poziție de Chuzvang în deschidere, pentru că sunt prea multe piese pe tablă și oricând poți găsi o mutare de o piesă care încă o mai e pe tablă, care să nu te ducă la pierdere. Da? Dar foarte rar apar în poziții de mijloc. Dar acum, pentru că foarte rar, dar înseamnă că și apar câteodată. Și știți cum e? Este o zicală din asta că ce este posibil să se întâmple, până la urmă se va întâmpla. De exemplu, această poziție este luată, este considerată, a rămas în istoria șahului ca Chuzvang nemuritor. De ce? Pentru că în această poziție, negru este la mutare, ne uităm un pic și este în poziție de mijloc. Adică amândoi și-a făcut rocada și-au scos piesele la luptă, dar damele încă sunt pe table, deci în niciun caz nu suntem în final, David și Alexandra. Și dacă ne uităm la siguranța regilor, v-am spus primul lucru la care ne uităm la siguranța regilor, și al doilea, cine e la mutare, și al treilea, cine are armata mai mare. Siguranța regilor, vedem următorul lucru. Vă scot afară pe amândoi. Deci ori sunteți atenți la mine că am început să mă doară corzile vocale de la atâta strigat. Deci siguranța regilor, să știți că regele alb este mai în nesiguranță, adică este mai nesigur decât ăsta negru. De ce? Pentru că piesele negre cam roiesc în jurul lui. Deja negru are baterie turn-turn pe coloana F, are un turn la F2, care visor cărui turn. Dacă este negru să ajungă pe linia a doua, iar dacă este alb să ajungă pe linia a șaptea. Dar în niciun caz nu există niciun turn alb săracul care să vadă linia a șaptea. Nici prin binoclu cred că nu-l vede, de exemplu, turnul ăsta de aici. Cum să ajungă el pe linia a șaptea? În schimb, negru, deci, are ocupată coloana F, ține de el. Nebunul ăsta se uită urât, deci din punct de vedere al siguranței regelui propriu, albul super aici. Din punct de vedere, faptul cine e la mutare, este negru la mutare. Din punct de vedere al mărimii armatele sunt egale, să știți. Deci, sau nu? 2, 4, 5, 2, 4, 2, 4, 6, ba nu, are tot negru, are 2 pioni în plus. Nu, scuzați-mă. Negru are 2 pioni în plus, dar la albul are 3 piese ușoare. Deci albul are un cal și 2 nebuni, negru are doar 2 nebuni. Cât face un cal? 3 pioni. Înseamnă că armata mai mare ar avea albul chipurile, da? Deci albul are un cal pentru 2 pioni doar. Dar poziția lui este așa de statică și efectiv, uitați-vă ce mutare face negru aici. O mutare de așteptare. H6 și zice, mută tu. Dar de ce? Că de asta se cheamă în istorie Chuzvangul nemuritor. De fapt, Cristi, ce faci? Doamne, iartă-mă acolo. Cristi, ai spart vreo piesă? Da. Bine, nu te mai mira. Eu credeam că te miri de... Da. Da, Lucas. Nu. Păi suntem acum cu Mentos, Mentosul se poate atinge cu mâinile și nu. Nu. Deci, atenție. Și haideți să ne uităm de ce albul este la mutare. Ce mută albul? Dintr-o dată albul își dă seama, hai să le luăm pe rând să vedeți. Deci calul ăsta, de la B1, poate să mute la A3, nu că mi-l ia pionul negru. Poate să mute la C3, nu că mi-l ia pionul negru. E blocat, complet. Bun. Hai să ne uităm la... Dama poate să mute undeva? Deci nu poate să bată nebunul, că e apărat. Nu poate să bată turnul, că e apărat. Nu poate să vină aici, că ți-l ia ori nebunul, ori turnul. Nu poate să vină aici, că ți-l ia ori turnul, ori pionul. Nu poate să bată pionul ăsta, că e apărat din spate de celălalt pion. Nu poate să vină aici, deci dama asta e pateu. Mâncau artat. Și acum zicem așa, ce poate bibicul să mai mute? Hai să zicem că poți să-l mut pe ăsta?
De ce? Da, nu poți să-l mut aici? De ce? Păi ia să ne uităm. Deci când îl mut aici, de câte piese e apărat turnul ăsta? Una, două. Dar de câte ai atacat? Una, două, trei. Deci nu poți să-l muți. Pur și simplu ai pierde o piesă. Îți bate cu nebunul, bați cu nebunul, bate cu turnul, nu te face praf. Deci turnul ăsta nu poți să-l muți. Turnul ăsta. Poți să-l muți? Pe D1 sau pe C1. Păi da, dar ia fii atent aici. Dacă muți turnul pe D1 sau pe C1, hai să oriunde. Spune și mie, ți-am luat damă? Da. Da, bine. Rege B5, vedem. Deci întâi să ne uităm, scuză-mă, David, că nu, că noi așa discutăm și glumim aici. Deci turnul ăsta, dintr-o dată ne dăm seama că trebuie să stea la E1, dacă vrei să nu pierzi damă. Când stă la E1, îți împiedică turnul E2. Deci, încă o dată, turnurile nu pot muta. Nebunul poate să mute aici, din nou nu poate să mute, da, cum discutam. Rege H2, nu? Bun, dar în momentul când joci rege H2, acest nebun nu cumva devine legat total? Iar îți iau dama. Că nu poți să bați turnul cu nebunul. Deci nu mai poți muta nebunul, bye-bye, înseamnă că pierzi. Înseamnă că pierzi. Și în partidă, de ce îl vede săracul? Ce? Corect. Asta a jucat. Deci a jucat până la urmă A3, nu B3. Ca să încearcă. Dar ăsta a jucat A5, a bătut, B3, rege H7, încă o dată țuzvam. Și zice, mută tu. Și dintr-o dată albul se pomenește că orice piesă mută aici, vai, vai, vai. Bun. Următor exemplu. Da. Nebunul la C1. Ne uităm. Îți iau calul. Deci fii atent. În acest moment calul e apărat de turn. Vedeți, turnul ăsta de la E1, săracul are două misiuni de îndeplinit. Să oprească turne 2 și să apere calul din B1. Ce înseamnă asta? Că este o piesă supraîncărcată? E bine să avem piese supraîncărcate? Nu. Nu. De obicei, e bine să avem o piesă care e și în atac, și în apărare, dar nu să fie în apărare, să fie supraîncărcată. Adică să facă mai multe treburi deodată. Că dintr-o dată te poți întreba, băi, dar piesa asta cine e? Napoleon? Că doar Napoleon putea să facă mai multe chestii deodată, da? Bun. Ba nu, așa a rămas în istorie. Că putea să facă mai multe chestii deodată. Normal că albul a cedat. Păi n-avea ce muta. Înțelegi? Orice muta, pierdea o piesă. Bun. Din nou, un final jucat între Magnus Carlsen la alb și Hui Fan la negru. Magnus Carlsen este campion mondial în titlu la masculin, iar Hui Fan până acum de curând a fost, când s-a jucat partida asta, era campioană mondială și ea la feminin. Pentru că fiecare sex are campionul lui. Deci, practic, era un fel de derby între cel mai puternic bărbat din lume la șac și cea mai puternică femeie din lume la șac. Și Hui Fan, care este de naționalitate chineză, a jucat foarte bine până aici. Dacă ajungi tu cu Magnus Carlsen în final aici și ieși la mutare și armatele sunt egale, da? Armatele sunt egale, zici. Și adevărul e că dacă pune calculatorul aici să gândea... Da. Poftim? Cum are un pion? Și asta are tot șase. Chit că sunt dubli așa. Păi stai să ne uităm. Deci aici Hui Fan este la mutare, deci tot ce vrei, că de obicei e bine să fii la mutare, except în cazurile de țâțva. Și aici Hui Fan cu acest A5 ar fi menținut poziția egală. Dar vreau să înțelegeți un lucru. De ce este foarte necesar să joci cu negru A5 aici? Pentru că albul, dacă observați, singurul mic avantaj al albului este aici poziția puțin
mai agresivă a regelui alb față de regele negru. Deci regele alb este puțin mai activ. Și dacă te uiți la planul albului, albul practic urmărește să vină așa, rege pe aici, din trei mutări și rege aici, și să-l ducă pe regele ăsta în apărare completă. Deci el, regele ăsta să fie un rege agresiv, iar regele ăsta negru să rămână un... Și atunci cu acest pion A5 ai fi interzis pătrunderea regelui. Atenție! Campioană mondială, campioană mondială, dar probabil și obosită de meci, de partidă până acum, joacă H5. Care-i greșeală? Și deși materialul este foarte, foarte... David, Matei, uite-te și tu pe tablă, cu ocazia asta îți mai înveți încă o dată cum mută pionii. Deci uite-te, pionii merg doar în față, adică negru merge așa încoace și albul se duce în col, da? Și merg câte un pătrățel. Dar ia, ia pe diagonală. Deci Hui Fan, practic, ignoră amenințarea asta rege B4 și joacă H5. Și Magnus Carlsen zice, mersi, rege B4. Deci armatele sunt foarte reduse și zici, cum să mă bată pe mine albul aici? N-are cum. Rege C8, rege A5, rege C7. Ce fel de opoziție? Opoziția în? În diagonală. Foarte bine, Andreea. Deci opoziția face-to-face, adică între mine, față-față și între mine, și face-to-face, sau în diagonală, sau pe, sau laterală, da? Și toate trei există o poziție de aproape și o poziție de la distanță. Asta e o poziție pe diagonală de aproape, da? Adică, David Senior, ce faci, sculptezi piesele? În loc să te uiți aici, uite că sunt și cu culori, cucu, lor. Uite, vezi, deci între cei doi rei se află un câmp pe diagonală, deci cei doi rei se află în diagonală, în opoziție. Și aici, deci zice, ți-am luat opoziția, nu mai poți să intri la B6. Ce mutare face albul aici ca să-l bage pe negru în țuzvan? Simplu, H4. Și dintr-o dată tu cu negru trebuie să muți din rege, să-i permiți regelui alb să vină la B6. Pentru că dacă faci greșeala să împingi pion D4, ăsta vine pur și simplu înapoi și spune și mie dacă nu îl pierzi aici. Și aici ești complet pierdut. Mult mai pierdut ca în partidă. Deci efectiv aici săraca Hui Fan, care încă o dată v-am spus este o chinezoaică, este obligată să... scuze, deci nu împinge de 4. Da. Deci nu împinge de 4 și mută din rege. Magnus Carlsen. Pof. Pof. Și acum. Deci, încă o dată, pionii sunt egali. Totul este egal. Și spui, nu se poate. Singur avantaj al albului aici este un regele alb care este mult, mult mai activ decât cel negru. Practic, ce se întâmplă aici? Regele alb este în atac, regele negru este în apărare. Da? Și vreau să rețin, să memorați eventual, dacă ajungeți în astfel de poziții, principala voastră manevră, nu a voastră, a lui Magnus Carlsen aici, de a câștiga, este să împingă pionii să facă spargerea. Și uitați ce joacă. B4, scurt. Rege B8, menține acolo, stă. B5. Bate, 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 bate. Și deși la prima vedere zici, pe bine, domn profesor, dar ăștia doi acum chiar sunt dubli. Păi da, dar regele meu compensează pe deplin. De ce? Practic, acum, dacă tu faci o mutare de genul rege C8 sau rege A8, uite, să zicem că așa, ce joacă alba aici și câștigă imediat? C6. Și dintr-o dată aici se vede ce înseamnă rege activ. Pe urmă ce face regele ăsta? Puf, 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 îi papă pe toți. De ce? Pentru că ăla e pur și simplu la margine. Și atunci pentru a opri pion C6, ce trebuie să joci cu negrul aici? Cine îmi spune? Ca să oprești pe C6? Da, să oprești C6. Ești forțat la rege C7, nu? Rege C7. Și acum nu mai poți să împingi C6 că ți-a. Dar din nou Magnus aplică
Ce-ți mangă? Ce trei? Zice, mută tu. Deci, mută tu. Și negru, deci negru, asta e o poziție clasică de Tzuzvan. Negru aici, cred că ar zice, băi, mută tu până vrei tu, până mă trezesc și eu. Eu nu vreau să mai mut de aici. Dar n-ai ce face regulamentul. Deci, săraca cu Ivan trebuie să vină înapoi. Rege pe 6, uitați că nici nu se grăbește ăsta. Rege pe 8 și acum împinge ce 6. Și aici ce dat? Că toți pică ca popicele. Da? Deci uitați. Pă, 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 puțin în pasă, pă, 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 la revedere. Papane mea! Și de fapt dacă sunt băiat rău și vreau să fac mișto de tine, pentru că nu mai cedez odată și odată, s-ar putea ca albul ai să scoată de o damă. Ca să facă mișto. De aceea cu Ifan a cedat. Da? Bun. Asta este foarte grea pentru voi. Este o partidă de alutal. Bun, hai să începem cu mici exerciții. Negru este la mutare. Lucas, pentru că ai început negru la mutare, ce ai mutat cu negru aici? În primul rând, stai un pic, stai să ne uităm. Și să-mi spui cum se denumește acest procedeu tactic pe care îl vei pune în aplicare în această poziție. Deci negru la mutare, întoarcem tabla, da? Ce mută negru aici? Stai, nu, tocmai de asta vreau să-i pun pe cei... Matei, nu contează. Zi Matei, negru e la mutare. Vezi cumva vreo mutare pentru negru să câștigi dama asta de aici, albă? Puf, puf. David, zi. Să măcar să facem un... Nu, e chiar câștig. Zi David, seniorul. Nu, Alexandra, uite-te după o furculiță. Dar nu furculița de acasă cu care mănânci. Da, zi, cale 3, corect. Nu, că știu că voi avansați, deci acest cale 3 este, cum se cheamă acest procedeu tactic? Furculiță sau atac dublu, da? Bun. Aici cine este la mutare, să vedem, tot negru la mutare. Foarte bine, facem acest exercițiu și vă las să jucați, da? Pentru că am început la și 6, nu mă trage de... Ți-aduce aminte că am început la și 6? Deci, practic, mai avem 6 minute. Nu mai bine să facem acest exercițiu ușoare, dacă nu mă ții de vorbă. Bun, haideți. Negru la mutare. Ce procedeu, după ce procedeu tactic se uită el și... Zi, David. Cum? Tu ai ceva cu rege B5 când... Deci, încă o dată, David, B5 este câmpul de aici. Cum să ajungă regele negru, că negru e la mutare aici? În primul rând, nici n-ar putea, chiar dar fi aici, n-ar putea să mute, că ar intra în șac de la cal și de la pion. Ziceți! Zi, Andrei! Tură E8 apărată de cine? Ce o iau cu down? Deci, tu ai observat... Fiți atenți, asta e piesă în capcană. Deci, când o piesă adversă se aventurează de negru este la mutare. Deci albul s-a aventurat ce? N-au turne 8 ce o iau? Tură pe 8, nu? Păi și ce a menis cu asta? N-ai realizat nimic, te aper. Deci uitați-vă la dama asta albă care e foarte prost intrată la mine, în teritoriul inamic. Cum pun mânuța pe ea? Hai, dintr-o mutare, efectiv. Zi, Andrei. Nebun. Unde? Nebun pe 8. Păi fug. Da, cine vede, Luca, zi? Cristi, zi? Andreea, zi. Păi după nebun pe 6, unde mai mută ăsta? Știu. Păi ăsta e, nebun pe 6. Ți-am luat damă.
zici și mie, unde o duci dama aia fără să o pierzi? Știu. Unde? Zici. La... Practic aici... Deci nu poți să bați nebunul că e apărat de cal. Nu poți să fugi aici că ți-o ia nebunul sau pionul. Uitați-vă la... Nu poți să duci aici că ți-o ia nebunul. Nu poți să bați pionul ăsta că e apărat de damă. Care... Acum gândiți-vă că ați fi cu albul și negru v-a păcălit. Cedați partida? Nu. Care e cea mai bună? Dacă tot pierdeți dama aia, care e cea mai bună mutare? Sunteți pierduți, dar vă agățați cu dinții de partida asta. Ce ați jucat cu albul aici? Zi, David. Deci, nu, David. Da. Cal de 5, deci ia, uitați-vă un pic, deci cal de 5 și când îți iau dama, îmi ieși tu nebunul și spui, am dat o damă pe un nebun. Nu, pe oricum pierzi. Deci am dat 9 și am luat 3. Este într-adevăr cu șac, dar după... Da. Nu, 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 9 minus 3. De fapt, aici, ca să minimalizezi pierderile, deci în varianta care o spusă și tu, Andrei, pierzi 6 puncte, 9 minus 3, 6. Ok. Dar mai bine pierzi doar 4, dai dama pe turn. Deci dai 9 și ei barem 5. Deci în momentul când ajungi în astfel de poziții, încerci să cauți mutarea în care tu pierzi cât mai puțin. Da? Într-adevăr, ești pierdut cu albul, pentru că după damă de 8, să zicem, și turn de A de 1, dar vedeți că încet, încet pot să zic, păi stai că am puțin contrajoc. Dama 5 și acum cal de 5. Deci, sunt pierdut. Mai departe. Cine mută aici? Albul. Ce mută aici? Și câștigă dama neagră. Din nou piesă în capcană. Dama neagră, deși fiți atenți aici, ăsta chiar este un caz puțin ciudat dacă ne uităm la el. De obicei, dama neagră, v-am spus eu că în deschidere nu e bine să o scoți la luptă pentru că ți-o pot ataca piesele adverse. Dar aici nu mai este deschidere, e joc de mijloc. Și dama neagră zici că ieși în centru table, are unde fugi. Da, zic Crist. Turn de 4, nu? Păi nu, stai, nu te grăbi. Turn de 4, joc dama C2. Da. Cal de 4, nu? Nu turn de 4, cal de 4. Corect. Cal de 4. De cine e atacată dama? De nebun. Unde se mai duce dama asta? Niciunde. De... Zi. Că te fac mare maestru pe loc. Da, pe loc. Cu de la mine putere. Zi. Dama fără să o pierzi, da. N-ai unde, la E5 nu poți. Aici, pe diagonala asta, nu poți. Că e nebunul, ți-o ia tot timpul. Aici nu poți că ți-o ia turnul. Aici nu poți că ți-o ia calul. Aici? Aici? Încearcă să înveți, știu că e prima ta lecție, de aia nu te cer câmpurile. Că de obicei, ca să corespondeze, să vorbească mai ușor între ei, șahiștii trebuie neapărat să ieși. La C6? La B7? La A8? Păi tot ce o iau cu nebunul. Deci nebunul ăsta e stăpânul acestei diagonale. Păi nu, că n-ai... Ți-am spus că te fac mare maestru doar dacă îmi găsești un câmp pe care poți muta dama fără să o pierzi. Și eu te fac mare maestru pentru că știu că nu există. Deci nu o să... Păi nu, ca să te pun... Da. Gata, haideți că timpul trece și domnișoara Andreea, ia uitați, stai să vedem, Andreea, câte mai avem, hai că nu mai avem decât, aoleu, mai avem, nu mai avem, nu mai avem, nu mai avem.
Hai să mergem. Ai, deci... Da. Eu sunt avansat? Nu. Trageți măscuța peste năsuc. Că e măscuță, e năsuc. Deci, negru la mutare. Negru la mutare. Ce procedeu tactic adoptă negrul aici? Domnul. Da. Suntem 9 copii. Știu. Unul va juca aici. Eu. Lasă că nu... Ziceți. Trageți măța de coadă, timpul trece, eu la 5 vă trimit acasă și nu mai aveți timp să jucați între voi. Deci negru e la mutare. Ce jucați cu negru aici? Faceți un atac, fiți atenți aici. Faceți un... Nu. Faceți un atac dublu. Nu, haideți că vă învăț eu. Deci fiți atenți aici. Atacul dublu, întotdeauna de obicei v-am spus... Damă F3, damă F2. Păi de cine e apărată dama asta? De mama natură? Să o ia regele. Damă F3 ar fi interesant să zici, îți dau un mat la G2. Da? Da, da, dacă joci damă F3, joacă cale 3. Mai poți să-i dai mat? Nu, că ți-o ia cu calul. Și atunci trebuie să faci un fel de atac dublu. Atacul dublu, de obicei zici, ataci cu o piesă de atac, două piese adverse, dar v-am spus că există atacuri duble în care ataci o piesă adversă și un câmp. Și aici, uitați, uitați, nu! Ascultați-mă, Cristi, ascultă-mă! Te rog frumos! Deci, aici este cazul în care ataci un câmp și o piesă adversă. Deci, ataci acest turn și acest câmp. Și dintr-o dată vedeți rezolvarea. Zi. E. Păi la D5 cum ataci turnul? Domnul, gata, știu că D6. Damă D5. D6. Damă D5 în continuare n-ataci decât câmpul. Joacă iar cale 3. Domnul B, B7. B7, corect. Păi cum să ajungi la linia 6? Deci damă B7 îți atacă turnul și îți atacă câmpul. În primul rând, pentru alb sărac, își dă seama ce e mai important. Să apăr matul sau să pierd, să-mi apăr turnul? Să apăr matul. Deci e forțat să joace cale 3. Dar atunci asta zice, mersi, mi-ai dat un turn degeaba și te bag. Pentru că rămâne practic o damă contra turn. Următorul. Aici este albul la mutare. Ce mutați cu albul? Hai că asta e foarte ușoară. Alexandra, tu ești la rând, că n-ai fost ca peștele în tigaie până acum. N-ai participat deloc. Ce joci cu albul aici? Te cheamă Alexandra? Alexandra, corect. Deci furculiță de cal. Da? Cale 5, șac și bye bye, damă. Următorul. Următoarea este o partidă care e prea grea, nu mai avem timp și am terminat. Bun. Și acum, liniște la galerie, că s-a spart o parcurie. Cu Alexandra? Depinde. Alexandra, vrei să joci cu ea? Nu. Vezi? Și atunci... Nu, 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 am înțeles. Luca, ce faci? Unde pleci? Da. Da, joacă cu David, dar vreau de la voi următorul lucru. Uite că încet încet facem. Jucați fără regi. Cel care lasă pe adversar cu mai puține piese dacă vă blocați, sau cel care ia toată armata, ăla câștigă. Jucați fără regi, pentru că sunteți la început de drum. Stați un pic să-mi opresc înregistrarea.